Bună dimineața din aeroport. Ce fac aici? Zbor spre Miami. Și nu sunt într-un moment foarte happy pentru că această călătorie trebuia să fie împreună cu soția mea, care m-a abandonat. De ce? O să vă explic un pic mai târziu, pentru că acum nu mai am timp, este deja îmbarcarea. Zborul spre Paris are îmbarcare acum. Este ora 6 fără 20 de minute. Acest drum spre Miami va avea un stop la Paris de câteva ore bune, după care 9 ore de zbor până la Miami. Vă povesteam despre iubita mea, soție, care trebuia să fie alături de mine la acest drum, însă a renunțat în ultima clipă pentru că nu s-a simțit în stare să facă acest zbor. Care este motivul? Iar cu oricum are o frică foarte mare de avion, însă condițiile meteo din București au făcut-o să-și imagineze că aceste zboruri n-ar putea fi în regulă și așadar și prin urmare a hotărât să rămână acasă. Eu trebuie să-mi continui drumul pentru că acolo am câteva întâlniri și am și câteva interviuri pentru Nexus Radio, spre exemplu, unde piesa My Lady, accent My Lady, este locul 1. Și mai mult decât atât, fratele meu, care locuiește în Chicago, vine și el în Miami. Nu l-am mai văzut de un an, așa că acum vom avea câteva zile să stăm împreună. Cam asta este pe scurt. Vă mai povestesc despre traseul meu spre Miami. Deocamdată, haideți să mergem la Paris. Sărbună! În ciuda condițiilor meteo, zborul este în timp! Aterizam la Paris în 15 minute. A fost un zbor foarte bun, în sensul în care am dormit tot zborul. Pregătind de Paris, 5 ore. În prima zi când te-am cunoscut, mi-ai spus că m-ai ales, fiindcă m-ai plăcut. A doua zi am început să văd cine ești, aveai atâtea fițe în cap, nici nu puteai să pășești. Dar vreau să cred că tu mă vrei pe mine, dar văd că tot ce face ca să-ți fie bine. Vreau să cred, să cred că tu mă placi, dar văd că tot ce vrei este să mă faci. Ți-am promis că o să te iau, o să te iau cu mine, dacă ar fi să plec. Acum te las, te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet. Și ți-am promis, dacă ar fi să plec, acum te las, te las, n-am bani de bilet. Bum, 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 bum. Văd că tot ce face ca să-ți fie bine. Vreau să
salut, salut! Uite că am urcat și în avionul de Miami. Îmbarcarea a avut loc acum ceva timp. Este un avion Airbus A380, iar locul meu este situat la etaj. O să fie un loc interesant, o să fie un zbor interesant. Nu-mi place atât de mult pentru că practic acest fotoliu care ar trebui să fie pat, un flat bed, nu e practic un flat bed, e cumva așa mai inclinat și după câteva ore e ușor inconfortabil, însă asta e situația, nu avem ce face, rezistăm 9 ore până la Miami. Am luat și camera cu mine, nu o să o folosesc foarte mult înăuntru ca ceilalți pasageri să nu se simtă inconfortabil. Și o să mai filmez cu telefonul să vă arăt care sunt serviciile pe acest zbor Air France Paris Miami cu A380. Vă pup și hai să avem un zbor plăcut! Și 14 minute, atât avem timpul rămas din acest zbor. O să încerc să mănânc ceva și după aceea să dorm ca un prunc. Abia aștept să ajung. Îmi pare rău că Anca nu e cu mine. Hello, hello! Vreau să vă spun că mai avem 4 ore din acest zbor. Este un zbor absolut perfect. Este un zbor atât de lin. Este un zbor care nu te deranjează cu absolut nimic. Este un zbor care nu a trepidat odată. Este un zbor... Acum vorbesc cu Anca. Este un zbor lin, lin, lin. E ca și cum ai sta la tine în pat, în dormitor, acasă. Exact așa este acest zbor, draga mea, Anca. Îmi pare rău că n-ai venit. Și tot cu Ancuța vorbesc acum. Vreau să spun că au cea mai bună înghețată de vanilie pe care ai fi putut să o mănânci vreodată. Așa este acest zbor. Je vous remercie de votre attention et vous remercie d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, your captain speaking. For information about arrival, we're about to start our descent now. Landing in Miami at 6:35 p.m. local time, at the gate 10 minutes later. Weather is quite fair with a strong wind, temperature 30 degrees Celsius. Thank you very much and thank you for traveling with us today.
dată zis eu că a fost un zbor bun și așa a fost. Însă ce credeți? Am aterizat în Miami și ne-au ținut în avion încă o oră. De parcă n-ar fi fost suficiente cele 9 ore și 30 de minute. Deci am mai stat pe pistă încă o oră pentru că nu aveam o poartă de parking. În sfârșit, după niște nervi, am intrat în aeroport. În sfârșit, am ieșit din aeroport exact după 2 ore. După 2 ore de la aterizare. O oră am stat-o pe pistă și o oră a mai durat procesul de verificare pașaport, bagaje, taxi și așa mai departe. S-a făcut ora 9 fără un sfert, așa că e un pic târziu, mă îndrept spre hotel. Miami Beach, acolo este hotelul meu. Este destul de cald, astăzi erau 30 de grade aici. Eu am încă geaca groasă de la zăpada de azi dimineață din București. Wow, era atât de mare în fața casei zăpada. Facem vlogging de la Miami. When I saw you, I would lose control. Made me feel like there was no tomorrow. Should have told you that you're beautiful. But the days pass and now it's so long ago. Aseară am ajuns la hotel. Sunt un pic obosit, trebuie să recunosc. Camera asta de hotel, de fapt, nu este un hotel, este un apart hotel. Apartamentul ăsta nu prea îmi place, însă nu mai am ce face. În seara asta voi rămâne aici, însă mâine o să-l schimb. Nu am nici frigider în cameră, nu am nici apă, nu am nici cafea pentru dimineață, așa că o să mă duc să-mi cumpăr ceva. Ceva apă, ceva cafea pentru mâine dimineață și cred că și ceva de mâncare, că mi-e un pic foame. Avem un magazin deschis non-stop undeva la 10 minute cu mașina. Așa că mergem să facem cumpărăturile și noaptea asta voi înnopta aici. Însă nu e ce trebuie. Am găsit pentru mâine un hotel mai drăguț, o cameră foarte frumoasă și mai în centru. Hotelul ăsta este undeva în North Beach, adică tot timpul trebuie să iei taxi sau Uber ca să ajungi în zona de centru, în South Beach. Ne vedem mai încolo să vă spun ce am cumpărat, să vă arăt ce am cumpărat. Of, multe drumuri am făcut azi. Am fost și la Walgreens să iau câteva chestii de mâncare. Am găsit fructe proaspete și niște sushi. Cam asta va fi cina mea. Nici n-am nevoie de mai mult. Am luat niște apă, cafea pentru dimineață și chipsurile mele preferate cu piper. Ok, vă ziceam mai devreme de cameră, de obicei nu fac asta niciodată sau foarte extrem de rar, însă hotelul ăsta o să-l schimb pentru că nu știu cum se vede pe filmare, dar e un pic grav. Și nici mirosul nu e foarte plăcut. Și gălăgia e foarte mare de undeva de aici. Se ceartă cineva, nu mă știu. Nu știu ce se întâmplă. Apartamentul ar fi ok pentru că e poziționat foarte drăguț pe malul mării. De aici se vede marea. Nu acum. Au și o piscină, e drăguță. Dar
E spațios, dar nu. Și bucătăria... Miroase ciudat, parcă cineva a gătit mai devreme. Asta a fost drumul meu de la București în Miami Beach. Vă las, vă spun noapte bună sau o zi bună și facem alte vloguri cu camera nouă de hotel și toate lucrurile pe care le voi face aici în Miami. Vă pup, mulțumesc încă o dată, nu uitați să dați subscribe. Pa!